Franța, prima destinație turistică mondială, speră să primească în această vară 50 de milioane de vizitatori străini, în principal din Europa, a declarat secretarul de stat responsabil cu turismul, Jean-Baptiste Lemoine. Acesta a afirmat într-un interviu că în acest an sperăm să primim 50 de milioane de turiști străini față de 35 de milioane anul trecut și 90 de milioane în 2019. Sezonul estival ne dă motive de speranță. În Franța, turismul a reprezentat în anul 2019 venituri de 57 de miliarde de euro și 2,87 de milioane de locuri de muncă.